Din perspectiva noastră este o colecție, chiar dacă știm că această colecție probabil ne obligă să pornim și la un drum nou. Este o colecție prin care am vrut să arătăm că și piatra naturală poate fi fashion, că și piatra naturală poate fi prețioasă, poate fi outstanding și că îți poate transmite extraordinar de multe emoții. Cumva suntem și plafonați într-un domeniu care se joacă doar cu natura și atunci știm toți finisajele clasice din domeniul pietrei naturale, finisaje care la un moment dat sunt prea puțin pentru ceea ce ne dorim noi să obținem ca și efect. Și atunci această colecție exact asta a vrut să sublinieze, cât de senzațională și de imprevizibilă poate fi natura și câte poate să-ți pună la dispoziție dacă știi cum să te joci cu ea și ce să faci cu ea, pentru că vorbim doar de produse naturale, nu vorbim de accesorii sau orice altceva intervenit în acel material, este doar el din natură, doar că pus în valoare într-un fel în care nu ai cum să nu-l observi. Cred că e începutul unei noi ere, din perspectiva mea. Cred că cu astfel de produse, domeniul nostru va fi schimbat complet și vom intra în acea zonă de luxury și nu luxury din punct de vedere a prețului, ceea ce obții, care până astăzi nu a fost atât de prezentă. Luxury în piatră naturală însemna lastră. Astăzi nu înseamnă doar lastră, înseamnă și finisaj, textură. Textură care îți dă un anumit vibe, textură care te face să rezonezi cu una sau alta. În același timp sunt materiale care astăzi se pot bate cu tot ce înseamnă industria ce oferă materiale prefabricate. Și în același timp noi venim din spate cu ceva ce natura ne-a pus la dispoziție, dar suntem acolo pe același nivel. Sunt produse naturale, ceea ce iarăși ne duce și la acel subiect din ce în ce mai căutat, și anume sustenabilitatea. Și cred că atunci când ai de ales între un produs artificial și un fake sau un real, întotdeauna o să vrei să alegi ceea ce este cu adevărat cu substanță, iar în cazul naturii doar asta ți oferă, nu există o altă alternativă. Poți să descoperi în fiecare lastră o altă poveste, pentru că natura a pictat acea poveste, nu am decis-o eu din calculator sau dintr-un utilaj, ci natura a lăsat-o acolo și este rolul nostru să o punem în valoare din această perspectivă de artă, pentru că trebuie să înțelegem că tot ceea ce luăm din natură nu a fost pus de noi acolo, noi doar ne bucurăm de rezultatele pe care le avem astăzi și atunci tot ce putem noi să facem este să dăm cu adevărat, să punem reflectorul pe ele și să le apreciem la adevărata valoare și să le dăm către public la acea valoare.